Bun găsit la o nouă emisiune politică la Iași. Discutăm astăzi despre o situație mai complexă, am mai abordat-o. Este vorba despre situația partidului Mișcarea Populară. Am discutat în urmă cu ceva timp și cu Cristian Diaconescu, fost actual președinte al Partidului Mișcarea Populară. Este o discuție lungă și un fel de război civil în Partidul Mișcarea Populară și la centru și la Iași. Discutăm astăzi cu Petru Movilă, președinte executiv al Partidului Mișcarea Populară, președinte Mișcarea Populară Iași. În același timp, domnule Movilă, mai există cineva care tocmai în ceva timp în urmă spune că a fost ales președinte. Deci este o dispută clară din care, ce presupun eu, are de pierdut întregul partid și mai există un context mai mare care iarăși este, nu vă este favorabil. Și mă refer la deciziile în instanță în ceea ce privește pe doi foști președinți ai Partidului Mișcare Populară, Elena Udrea și, președintele onorific, Prea Băsescu. Istoria este istorie. Da, Băsescu și Udrea au plecat de mult de lângă PMP, au spus clar că ești vădele lor, au făcut ce trebuia corect să facă, fără să afecteze PMP-ul. Istoria PMP-ului, sigur, nu putem șterge, nu putem nega. În ceea ce privește situația actuală din PMP, este foarte clară. A fost un congres al Partidului Mișcarea Populară, în care 90% din organizații și membrii participanți la congres au votat o nouă conducere cu președinte Eugen Tomac, președinte Petru Movil, Adrian Mocan, nu știu, toate structurile corespunzătoare, pe 19 februarie. Și pornind de la aceste decizii, partidul este altfel organizat, structurat, ați văzut evenimente, acțiuni, întâlniri, propuneri politice, soluții pentru situațiile actuale. Ceilalți care spuneți, mă, să nu le dau numele, ghilimele, să le fie țărâna ușoară politic, sunt niște oameni care au fost în PMP, s-au bucurat de toate demnitățile, cum e Cristian Diaconescu, o să-i dăm numele, omul un an de zile și-a bătut joc de partidul Mișcarea Populară. În ce sens? În sensul în care nu s-a întâmplat nimic, nu s-au făcut decizii, nu s-au făcut întâlniri statutare, și-a promovat consilieri, alți membri din structură, doar pentru interesele personale. Ați văzut, un an de zile PMP-ul a fost într-o zonă moartă. Era chiar la 2-3%. Dacă ați văzut ultimul sondaj de opinie, PMP-ul este la 5%. E un lucru bun, pentru că avem peste 2300 de aleși locali, primari, consilieri județeni, municipali, vicepreședinți, viceprimari, sigur, consilieri locali. Al treilea partid ca număr de aleși locali din România, după PSD și PNL. Spune foarte mult acest lucru. De asemenea, spuneam, PMP-ul nu are nicio problemă. Diaconescu și simpatizanții lui, în ghilimele, au, pentru că ei au fost, ați văzut și dumneavoastră, și sunt publice informațiile, documentele prezentate de media, nu de noi, prin care el este într-un dialog continuu cu AUR și cu partidul PPUSL-ului lui Dan Voiculescu. Deci nu are nicio treabă, nicio agendă cu PMP-ul. Și cu atât mai grav, noi, președinții organizațiilor județene, împreună cu membri, am convocat un congres. 42 din 47 președinți au convocat congresul. Situația în oglindă, dacă vreți, a fost la PNL. Și în cazul Orban, și în cazul Câțu, când 40 de președinți au spus și au făcut ședințe de conducere și de convocare a congresului fără președinții în funcție. Deci când 40 de președinți îți spun că partidul nu te mai vrea, înseamnă că nu te mai vrea și te duci acasă. Indiferent ce document apare, hotărâri judecătorească, dragoste și simpatie cu forță nu există. Ori Diaconescu nu a înțeles acest lucru și, din contră, a început o campanie de hărțuire împotriva Partidului Mișcarea Populară, lucru care se spune îmbucurător în situația asta, că 90% din cei care scriu sunt nemembri PMP sau oameni care au fost în PMP și care și-au dat demisia din partid în perioada în care el era președinte. De ce nu a fost posibil și la Partidul Mișcarea Populară, pentru că ați făcut comparația cu Partidul Național Liberal, să existe și aici o,
o competiție, să spunem, organizarea unui congres în care să se scrie... Nu doar competiție, și reguli de democrație, pentru că sigur, democrația spune clar că voturile celor mulți hotărăsc pentru ceilalți. Asta este. Vrei să rămâi în echipă, respecti votul celor mai mulți, nu vrei, pleci acasă. La PNL au fost două congrese. Într-unul a fost competiție, a plecat din partid, și-a dat demisia. Câțu s-a retras, ok, nu a contestat, a rămas președintele Senatului, pentru că oamenii au exercițiu unor manifestări democratice. Diaconescu probabil a fost negociat, la PSD, exact. L-au dat afară, a fost la UNPR, l-au dat afară, a venit la PMP, unde am pus un partid pe tavă. Președinția PMP-ului, un an de zile nu s-a întâmplat nimic, și dacă a ajuns să se certe cu 96% din președinți de organizații, înseamnă că omul are probleme. Poate noi nu ne pricepem, dar PSD-ul, UNPR-ul, probabil au găsit ceva, că omul nu poate funcționa într-o echipă. Ce este important de spus de asemenea? La acest congres putea să se candideze și Cristian Diaconescu. A fost un congres deschis pentru toți membrii. Din păcate, dânsul a ales soluția aceasta de hărțuire, aceasta de denigrare, care sigur nu-i va ajuta în niciun fel, pentru că imaginea lui politică este foarte clară și limpede, uitându-ne la CV-ul și evoluția lui. Sigur că acum unii spun, domnule, că e pe televiziune tot timpul cu războiul, cu Ucraina, cu analize geopolitice. Ce spun el, dacă vă uitați, vorbesc toți care au fost în Ucraina, în Moldova sau nu au fost, spun același lucru. Deci nu este ceva senzațional să spui că omul ăsta a venit cu cine știe ce soluție sau analiză pe care nu o aveau ceilalți. În punctul nostru de vedere al PMP-ului, suntem perfect funcționali statutari, cei care nu au înțeles să respecte decizia partidului de la Congres vor pleca acasă. Și vreau să mai fac o precizare care am făcut-o. Congresul s-a desfășurat în același loc și fix după aceleași reguli după care a fost ales Cristian Diaconescu. Același număr de delegați din organizații, întâlnire la Sinaia, același parcurs. Nu s-a schimbat nicio regulă. Domnia sa, dacă este atât de iubit de partid, cum spune, putea să candideze și lua voturi. Nu? În democrație, în politică, așa ajunge undeva. Candidând și luând voturi. Convingând deci, cât mai mulți. Da. Spuneam că a început o campanie la viața de politică de în instanță, propriile în primul idei. Rând, și de denigrare a liderilor partidului. Noi am câștigat procesele care au fost deja până acum. Le vom câștiga pe toate, pentru că și instanțele analizează documentele partidului și nu oportunitatea și decizia internă. O să vadă că documentele sunt corecte și o parte din documente nu sunt și partea cealaltă la echipa. Nu. Ce vreau să vă mai spun, nu există echipă. Noi chiar am mai discutat. Când a candidat Diaconescu, a fost o echipă de 45 de oameni. Cred că v-am transmis la un moment dat o situație, un tabel, din cei 45 care au fost în echipa Diaconescu, au rămas cu el 7, cred că 3 și-au dat demisia, unul a murit, Dumnezeu să-l ierte, și ceilalți 30 și diferența, am format o nouă echipă cu Eugen Tomac. Este important de spus acest lucru, pentru că în registrul partidelor, după cum spune, este Diaconescu, dar în echipa respectivă sunt și eu și Tomac, Simeon Capașcan și ceilalți președinți, ipotetic spunând că încă nu este Tomac în registrul partidelor, el nu poate să ia decizie de jumătate plus 1, că noi mai mult de 80% am plecat de lângă el. Un alt lucru foarte important, Diaconescu a fost ales președinte într-un congres în martie 2021. El a fost notat în registrul partidelor politice de-abia la 1 septembrie, dacă adică există o durată de, o durată un de termen timp în care, care se face el și-a exercitat atribuțiile de președinte. A semnat documente fiscale, documente de reprezentare, contracte. Nu i-a interzis nimeni și nu a contestat nimeni acest lucru, lucru pe care îl face acum. Din păcate, instituțiile din România îi dau vești proaste, pentru că, spuneam, procesele care deja s-au judecat, Diaconescu și susținătorii, ca să nu zic gașca, cum zic ei, puciști și așa mai departe, le-au pierdut. Un alt lucru foarte important este acela că în manifestările lui se va vedea foarte clar că nu are dreptate, spuneam prin răspunsurile instituțiilor. Autoritatea electorală permanentă
deja a dat răspuns că cel care, ca urmare a documentelor transmise, cel care figurează în registrul fiscal al partidelor și al autorității electorale permanente este Eugen Tomac. Ce spuneam? Congresul a desemnat și el clar are dreptul de semnătură legală pe tot ce înseamnă documente fiscale. Sunt două lucruri care țin mai curând de imaginea care se proiectează în exterior, pe care vreau să vă întreb. Unul este acela că, de exemplu, Cristian Diaconescu spune că echipa care a obținut un scor sub pragul de intrare în Parlament și a dat demisia și de aceea a fost instalat el președinte ca să repună partidul în creștere și de aceea îi se pare straniu că este îndepărtat de aceeași echipă care ar fi dus partidul în situația de a nu intra în Parlament. Asta ar fi o situație pe care o ridică. Haideți să o comentăm asta și cel următoare. Sigur că Tomac, actualul președinte, și-a dat demisia pentru că partidul a avut 97 și l-a intrat în Parlament. Da, considera corect moral. Nu și-a atins țintă de intrare în Parlament. Noi l-am adus pe Cristian Diaconescu, partidul era la 5%, să spunem, da? Cu Cristian Diaconescu, partidul a fost în sondaje 2-3%, în situații speciale poate 4%. Deci nu a fost o creștere nici structurală, nici de imagine, ca să se reflecte în sondaje, să spunem, uite, omul ăsta a fost și a avut un an de zile, că s-a întâmplat ceva. Nu am avut nici acțiuni notabile sau cine știe ce propune, ca să spunem, domnule, s-a văzut pe MP-ul. Chiar nu s-a întâmplat nimic. Din acest punct de vedere, argumentația lui este greșită, ținând cont de scorul electoral. Partidul nu a avut nicio creștere. Și dacă cei care l-au susținut atunci 80% nu mai sunt lângă el, el trebuia să-și adreseze, să-și facă introspecție, să spună, domnule, ce am greșit de 80%? Când te ceri cu unul, doi, sau e nemulțumit, e una, dar când 80% din colegii te iau nemulțumire, înseamnă că cred că ai tu o problemă. Exact ca atunci cu oamenii, când spune unul că, mă scuzați de expresie, că ești prost, te gândești. Dar când îți spun trei că ești prost, începi să te gândești. Băi, am o problemă, nu? Ei, deci din punctul ăsta de vedere, performanța politică pe MP sub Cristian Diaconescu a fost zero. Da? Și nu l-a deranjat nimeni cu absolut nimic. El și-a ales echipa de conducere, el și-a ales secretarul general, el a desfințat postul de președinte de onoare, posturile de prim vicepreședinte, de președinte executiv care putea fi acolo, tocmai ca să se baricadeze într-o structură, să poată decide singur în PMP. Din păcate a decis prost și asta este rezultatul. Teza pe care am auzit-o de la dumnealui este că actuala echipă sau cei care îl vor îndepărtat doresc să vândă Partidul Național Liberal. Domnul Mihai, și pentru cei care ne privesc, alianțele sau fuziunile unui partid sunt decise de Congresul Partidului, nu de o mână de oameni. Și asta e regula la orice partid. Da, plus că nu e ceva greșit în sine. Nu. Negocierile s-au purtat tot timpul. PMP-ul este un partid creștin-democrat de centru-dreapta, membru al Partidului Popular European, unde e și UDMR-ul și PNL-ul. În niciun caz nu suntem într-o internațională socialistă unde ar vrea el, sau suveranistă cu AUR, cu USR sau mai știu eu cine, PP-USL-ul lui Voiculescu. Suntem un partid de centru-dreapta, creștin-democrat, un partid cu un naționalism corect românesc, un naționalism extremist, și principalii noștri parteneri sunt cei de pe dreapta, da? Sunt cei din PPE. De la dialog la alianță și fuziune este mare cale, iar eu vă spun foarte clar că toate deciziile în PMP sunt pentru dialog și alianță, dacă considerăm de cuvință, că nu ne impune nimeni. Nu avem nicio decizie pentru fuziune. Pe de altă parte, noi folosim mecanismul democratic pentru a decide și a hotărâ ce face președintele partidului și echipa. Dânsul s-a dus la întâlnire cu AUR și cu PP-USL la negocieri fără niciun fel de mandat din partea nimănui. A spus public că la acea întâlnire cu AUR, care a fost online, da, pe o platformă din această online, a participat de fapt toată conducerea partidului, dar a reieșit că e prezent doar dumnealui pentru că era în imagine și era președinte. Domnul Mihai,
Este acuzația pe care a făcut-o dumneavoastră. Corect, sigur, asta nu înseamnă că a spus adevărul. Conducerea partidului înseamnă să ai 50% plus 1 din cei aleși. Dar 80% din aia, 32 din 45, nu mai erau cu el. Și dacă o să vedeți, spune că era conducerea partidului, erau niște invitați care nu erau membri. Acela a fost momentul zero în care... A fost unul din momentele care arăta foarte clar în care a spus că gata, s-a terminat, nu mai vrem președinte pe, cu Partidul Mișcare Populară. PMP-ul, da? Și că scopul lui este altul. De altfel, un element foarte important privind parcursul politic al domnului Diaconescu. Noi am avut dialog cu el. El în 2019 a fost validat de conducere națională a Partidului Mișcarea Populară să fie pe locul 2 pe lista de europarlamentari, exact, după Traian Băsescu. Exact. E public, e informația. Dânsul o lună de zile noi am umblat după el efectiv, l-am căutat și la familie tot, să vină să-și semneze documentele de candidat PMP pentru europarlamentare. Nu după ce își dăduse acceptul, vă dați seama că nu votezi destinul unui om dacă el nu-i de dacă acord nu e pe de tema acord, respectivă. Exact. Deci numai că nu a venit și n-a venit la PMP. Omul a făcut clipuri prin care susținea candidatul independent George Simion la europarlamentare. Și corelând cu asta, cu povestea de acum, se vede foarte clar. Ori au aceeași comandă, ori au aceleași afinități, pentru că este aberant tu, ca persoană, să ai șansa, pornind de la idee, tot timpul ai declamat că vrei să faci bine, te pricepi, ai proiecte, să te duci în Parlamentul European și să susții proiecte importante și pentru România și pentru Uniunea Europeană, până la urmă suntem într-o formulă de familie și echipă, și tu să nu te duci și să faci clipuri cu un om care nu are nicio șansă. Înseamnă că au aceeași comandă. Un lucru care ne dă de gândit și acum, ținând cont de faptul că a avut un dialog cu George Simion, fără să întrebe pe nimeni, ca între prieteni. Acest lucru reprezintă problematica Partidului Mișcarea Populară la nivel național, dar la nivel local cum este? La nivel local, sigur, deci Cristian Diaconescu și-a format niște grupuri de susținători în 10 județe din țară, în Moldova, într-unul singur, la Iași, pentru că sunt câțiva foși colegi. Deci aici, pe terenul dumneavoastră, cum da, se spune. Da, pentru că știți foarte clar, eu i-am invitat, eu i-am adus de acasă, eu împreună cu echipa am făcut listele, eu am susținut, i-am învățat câte ceva, ăștia sunt oamenii, fiecare cu plata lui. Deci numai la Iași există un așa zis grup de susținători Diaconescu care se pretind președinți de organizații. Deci Diaconescu nu poate, nu mai are calitate publică și instituțională nici să demită pe cineva, nici să numească pe cineva. Ca și cum eu vin și vă spun, domnule, asta e calitatea juridică instituțională a lui Diaconescu. Ca și cum eu vin și spun, domnul Mihai, de mâine, domnule, sunteți director la Opera din Iași. Documentele semnate de Diaconescu au aceeași putere juridică ca acela prin care eu vă numesc că dumneavoastră savant de renume mondial. Da? Cam asta este, pentru că nu mai există această structură. Și au început o campanie de hărțuire, sigur, puteți întreba președinții PMP de organizații locale, cei care sunt în grupul lui de susținători sunt cei care de luni de zile își manifestă simpatia pentru AUR. E un lucru foarte important și puteți confirma acest lucru telefonic cu colegii din conducerea organizației. Dacă acest lucru e adevărat, este îngrijorător, dar știți de ce? Și pentru că am văzut că la întâlnirea de la Iași, la care a fost prezent Cristian Diaconescu, da, au fost suficient de mulți oameni în sală. Păi nu v-a surprins acest lucru? Nu, dar nu îngrijorător deloc. Gândiți-vă că de la Iași au fost din 102 aleși locali. Este îngrijorător în sensul că ar fi mulți care ar dori alianța cu AUR. Despre lucruri organizate, nu despre întâlnirea de turmă. Deci au fost 7 aleși locali din 102. Per total au fost 15 membri PMP de la Iași. Restul au fost angajați, șoferi, că vă puteți uita pe fotografii. Simpatizanți, puteți spune așa. Dar au fost foarte mulți oameni de la Brăila, Alba, Bacău, Botoșani, Neamț, Vaslui. Adică a fost o întâlnire ca la a un fost o întâlnire colon, la Iași ca la un grup de prieteni. În care cei din Iași erau mai
puțini și foarte mulți veniți din alte locuri. Da, deci despre asta vreau să vă spun. Că ei s-au întâlnit la Iași, dar s-au întâlnit probabil să 27 martie a fost ziua Unii Basarabie cu Moldova. S-au întâlnit să sărbătorească ceva. Pentru că instituțional, politic, instituțional, un alt tip de structură, n-au avut nicio calitate. S-au întâlnit, au discutat la un restaurant, unde le stă lor bine și s-a terminat. Dacă vă uitați, după celebra întâlnire nu se mai întâmplă nimic cu așa zis și susținători. Dumneavoastră știți că un astfel de situație într-un partid dăunează partidului în sine. E indiferent cine are dreptate și cine domnul nu. Domnul Mihai, noi din punct de vedere juridic și statutar... Asta voiam să vă întreb. Cam în cât timp credeți că se rezolvă situația din punct de vedere juridic? La sfârșitul anului cel târziu, eu sper septembrie-octombrie, toate lucrurile sunt clarificate. Pentru că interesul PMP-ului este să se structureze și să ne pregătim candidații pentru alegerile locale din 2024. În paralel cu clarificarea acestor probleme, deja se înscriu oameni, facem alegeri în organizații, pentru că avem, dincolo de legea partidelor și alte legi care guvernează funcționarea unui partid, noi avem niște documente interne care sunt statut, regulament de organizare și funcționare și în baza lor creăm aceste organizații. De altfel, încă un lucru important, dacă vă uitați, în afară de foarte puțini numeri pe o mână colegi care mai scriu ceva la Iași de Diaconescu și de afirm public acest lucru, anumite materiale de presă plătite, natural, ei nu există, nu-i promovează nimeni și nu există. Da? Scopul unui politician, unui om care face politică, este să aibă o echipă, astfel încât în parteneriat cu instituțiile, cu cetățenii, să susțină proiectele comunității. Un post sau o funcție este un mijloc prin care poți face acest lucru. Scopul final nu e să ajungi pe postul respectiv și să dormi acolo. Vă propun să luăm o scurtă pauză și să continuăm dialogul după câteva momente, un dialog care sper să fie îndreptat de data aceasta mai spre viitor, spre oraș, desigur, dar în special spre viitor și mai puțin despre acest conflict pe care sperăm cu toții să îl lăsăm în urmă. Luăm o scurtă pauză, revenim în câteva momente.